Într-o zi, un băiețel s-a dus la școală. Băiatul era mic, școala era mare, dar când băiețelul a intrat în curtea școlii, i s-a părut atât de minunată școala, încât măreția clădirii nu l-a mai impresionat. Într-o dimineață, când băiețelul se afla în clasă, doamna profesoară le-a spus copiilor: astăzi o să facem un desen. Grozav, a spus băiatul, pentru că lui îi plăceau desenele. Făcea lei și tigri și elefanți și mașinuțe și tractorașe, doamne, câte nu știa să deseneze. Și a scos creioanele colorate, le-a așezat frumos pe bancă, iar profesoara le-a spus: așteptați, stați, încă nu începeți. Și a așteptat până toți copiii au fost pregătiți. Astăzi o să desenăm o floare. Oh, și băiețelul era atât de încântat, pentru că el desena flori atât de minunate. Of, și erau roți și portocalii și galbene și se pricepea le face atât de frumoase. Profesoara însă le-a spus copiilor: stați, așteptați, eu voi desena o floare și voi o veți face așa ca mine pe caietele voastre. Iar profesoara a desenat pe tablă o floare cu petale roșii și tulpină verde. Băiatului i se păreau mai frumoase florile lui, dar a întors foaia de hârtie și a desenat ceea ce doamna profesoară le-a spus: o floare cu petale roșii și tulpină verde. Peste câteva zile, doamna profesoară vine și le spune: astăzi vom face o farfurie din argilă. Ho-ho, băiatului nostru îi plăcea tare mult să modeleze cu argila și făcea tot felul de lucrușoare din ele. De ani de zile meșterea cu ea și știa exact ce și cum se facă. Doamna profesoară, făcându-i atenți, le spuse: astăzi vom face o farfurie adâncă. Băiețelul făcuse și el, ho-ho, câte farfurioare, și le avea acolo lângă el, care de care mai frumoasă. Privindu-le, i s-a părut că farfurioarele lui erau mai frumoase decât farfuria adâncă a doamnei profesoare. Așa că le adună pe ale sale, le transformă pe toate într-o bilă și făcu, așa cum doamna profesoară a făcut, o farfurie adâncă. Și foarte curând, băiețelul a învățat să aștepte și să privească și să facă lucruri ca cele ale doamnei profesoare și foarte curând n-a mai făcut nimic de unul singur. Numai că peste ceva timp, băiețelul nostru a trebuit să se mute cu părinții într-un alt oraș, așa că a mers la o altă școală. Aici, așteptând într-o bancă, doamna profesoară i-a îndemnat pe copii, noua profesoară: copii, acum vom desena cu toți. Fiecare desenează ce crede și ce vrea. Și băiețelul nostru: cum adică, eu pot să desenez ce vreau? Sigur că da, fiecare desenează ce vrea, colorează așa cum crede de cuvință, pentru că altfel de unde să știu ale cui sunt desenele, nu-i așa? Băiețelul a înconvințat, așa că aplecându-se pe coala lui de desen, a făcut acolo o floare cu petale roșii și tulpină verde. De ce v-am spus această poveste? Copiii au atât de multă imaginație. Sunt atât de inventivi. Pot crea atât de multe. Noi, ca profesori,
ca părinți, nu trebuie să-i limităm. Îi îndrumăm, dar îi lăsăm pe ei să-și scoată la iveală această creație și acest dor de viață care se manifestă prin toate faptele lor. Să nu fim la fel ca profesoara din poveste. Copilul din poveste, la un moment dat, s-a plafonat. Dar dacă vom avea răbdare cu cei mici ai noștri, vom vedea câte lucruri minunate pot să scoată la iveală. Iar noi, ca părinți, ca profesori, vom avea la rândul nostru ce învăța de la ei. Nu-i așa? Nu-i așa că e minunat?